Bună ziua, Shalom, de aici din Israel. Sunt Daniel Stanger cu știri direct de la Sursa, astăzi 24 noiembrie 2024. Încă aproximativ o lună până la sfârșitul anului 2024, iar în Israel situația deocamdată este aceeași. În partea de nord se dau lupte înspre zona Libanului, până la râul Litanii, se lucrează la un acord de încetare a focului. Statele Unite împreună cu Israelul cât și Hezbollah sunt optimiști că acest tratat de pace va fi încheiat probabil zilele următoare sau săptămânile următoare. Zilele trecute, mai precis pe data de 20 noiembrie, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunile Unite a discutat o rezoluție care cerea o încetare imediată a focului în fâșia Gaza în mod permanent, însă nu se preciza și eliberarea israelienilor deținuți de teroriști în fâșia Gaza. Acest document a fost elaborat în comun cu 10 membri ai Consiliului de Securitate care n-au statut permanent. Aceasta a fost prezentată Consiliului și a fost susținută de către 14 din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate. însă Statele Unite care are drept de veto și a folosit dreptul de veto pentru a bloca decizia și au devenit astfel singura țară care s-a opus acestei rezoluții. Ambasadorul american Robert Uda a reamintit că șapte americani sunt încă deținuți de către teroriștii din Gaza și Hamasul este cel care împiedică un tratat de pace și o încetare a focului, nu Israelul. Tot în contextul internațional, Curtea Internațională de Justiție, așa cum a promis în urmă cu câteva luni și probabil că ați urmărit pe canalul nostru de YouTube și în anumite știri pe care le-am prezentat, a emis deja mandate de arestare internaționale pe numele primului ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, și al fostului a, ministru al apărării, Yoav Galan, pentru crime de război, crime împotriva umanității, de asemenea înfometare și a, ca metodă a războiului din Gaza. Acest lucru s-a dat publicității zilele trecute, iar autoritățile israeliene, cât și cele internaționale, nu au ezitat să răspundă acestor uh, lucruri și anume oficialii israelieni spun că refuză această decizie a Curții Internaționale de Justiție și acuză această Curte Internațională de Justiție de antisemitism. Președintele Israelului, Itzhak Herzog, de asemenea, condamn această decizie, spunând el că această decizie se alătură uh, nu păcii și nu unui tratat de pace, ci pur și simplu terorismului și tiraniei împotriva democrației și împotriva libertății, transformând uh, această justiție internațională sau sistemul de justiție internațional într-un uh, scut de apărare pentru Hamas și pentru crimele pe care Hamas le-a comis împotriva, nu împotriva Israelului, ci împotriva umanității. De asemenea, sunt foarte multe țări care condamnă acest lucru. Sunt și alte țări care spun că vor aplica această decizie a curții. Internațional de justiție, cum ar fi Belgia, cum ar fi Franța, cum ar fi Canada. Canada a spus că imediat ce primul ministru Benjamin Netanyahu sau Yoav Galant vor păși pe teritoriul Canadei, aceștia vor fi uh, arestați. De fapt, acesta este mandatul de arestare internațional care spune că atunci când unul dintre aceste una dintre aceste persoane vor păși pe teritoriul unei țări care aparține de organizația Națiunilor Unite, aceștia vor fi arestați. însă există și țări care sunt împotrivă pe lângă statele Unite, cum este Argentina. Președintele țării, președintele Argentinei a spus că va face un parteneriat cu Israelul pentru apărare, pentru eliberare și pentru democrație și pentru o luptă globală împotriva terori, terorismului și împotriva Dictaturii. Acesta este declarația președintelui Argentinei. Președintele american Joe Biden a condamnat ferm decizia Curții Penale Internaționale de a emite mandate de arestare pe numele acestor persoane. Și a menționat că această măsură este scandaloasă și a reafirmat sprijinul necondiționat al Statelor Unite pentru Israel. Orice ar sugera această curte internațională de justiție, nu există nicio echivalență absolut, niciuna între Israel și Hamas. Guvernul Germaniei a lăsat vineri să se înțeleagă că este puțin probabil să-l aresteze pe premierul israelian sau pe fostul ministru al apărării, spunând că de asemenea ei vor lupta împotriva terorismului. Și cel mai, să spunem așa, simpatic fenomen este cel al Ungariei. Premierul ungar Victor Urban a făcut un gest de sfidare față de decizia Curții Penale Internaționale și a anunțat că îl invită pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să viziteze Ungaria. Pentru că spuneam la început că războiul continuă atât în partea de nord cât și în partea de sud, Guvernul va solicita astăzi, în cadrul ședinței săptămânale, aprobarea pentru convocare a încă 320.000 de rezerviști în serviciu militar. În decembrie anul trecut a fost aprobat un plafon de maxim 400.000 de rezerviști și se, acest plafon se mărește până în martie 2025, spunând că este nevoie pe ambele fronturi de rezerviști. Ultimul lucru pe care vrem să vi-l spunem este că ieri organizația Hamas a dat publicității un video cu o statică din Israel care este ținută o persoană răpită în Gaza iar după interviul pe care aceasta l-a dat Hamas a spus că aceasta a fost ucisă imediat după acest interviu. Armata israeliană, IDF-ul, nu a comentat, spunând că nu poate să anunțe decesul acestei persoane, și nici nu poate să spună că Hamas minte în acest anunț pe care l-a făcut. Dacă este așa, atunci înseamnă că numărul persoanelor răpite care au decedat în interiorul gazei se mărește cu o persoană, dar aceasta va fi dată publicității. Zilele următoare. Vă reamintim că sunt 101 de persoane răpite în Gaza, după mai mult de 400 de zile de când a început acest conflict, în 7 octombrie 2023, care înseamnă aproximativ un an și două luni de zile. Ne rugăm pentru întoarcerea în viața ostaticilor, ne rugăm pentru întoarcerea trupurilor moarte recuperarea trupurilor moarte în Israel. Ne rugăm pentru binecuvântare, ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă. Stați aproape de noi. Daniel Stanger cu știri direct de la sursă. Israel 2024, noiembrie 24.